vocile spiriste. Bună ziua, suntem în prima zi de simulări pentru examenul de evaluare națională cu elevii de clasa 8 a Colegiului Național Spiru Hareț și aș vrea să întreb cum mi s-au părut subiectele de la limba și literatura română. El este Răzvan, el este Rareș. Da. Ok, tu ești? Eu sunt Ana. Și cum mi s-au părut subiectele? A fost destul de ușor, am avut text ușor cu copilărie, cu școală, am avut ușor de asemănat. Am avut la subiectul 2 caracterizare, adică ne așteptam. Era... Am pus pariuri, câștig 2 lei. Și n-a fost rezumat cum ne așteptam foarte mult, dar a fost așa, jumate era caracterizare, jumate rezumat și a fost bine. Deci o să presupun că nu v-a luat prin surprindere. Nu, chiar prin surprindere, ne-am comportat adecvat, ne-am pregătit, am învățat subiectul. Super. Da. Vă așteptați la vreo notă, adică v-ați aproximat sau preferați să păstrați pentru voi? 9.40. 10. Vreau să tac. Și vreți să continuați în Spiru după examen? Nu, m-am zâmburat. Deci eu vreau în Spiru. Nu, eu vreau... Deci, nu, urmesc, o să probabil Iorga. Am înțeles. Bine, păi vă mulțumesc foarte mult și succes și mâine. Mulțumim. Bună, sunt din nou aici împreună cu Alexia și Sara. În prima zi a simulărilor pentru examenul de evaluare națională a celor de clasa 8-a și au susținut astăzi proba la limba română. Cum vi s-au părut subiectele? Cum v-ați descurcat? Au fost ok, adică aplicat la subiectul 2 caracterizare și asta m-a luat puțin prin surprindere, dar în rest chiar mi s-a părut ușor. Eu într-un fel mă bucur că a picat acum caracterizarea, pentru că este un fel de, nu știu, asigurare că nu va pica și la evaluare. Adică nu e nimic sigur, dar de obicei nu se numără să pice și la simulare ce e la, și la evaluare ce e la simulare. Și mi s-au părut ușoare subiectele în afară de caracterizare. Aproximați vreo notă? 9.40, 9.50. Vreți să continuați în Spiru după examen sau vreți să dați la alt liceu? Eu aș vrea să rămân la Spiru. Eu nu m-am decis încă dacă vreau la Spiru sau la Cușbu. Păi vă mulțumim foarte mult și baftă și mâine! Sunt aici cu Crisafi Josan Horia, care tocmai a susținut proba de simulare la limba și literatura română pentru examenul de evaluare națională și în primul rând aș vrea să-l întreb cum i s-a părut subiectul. A fost decente, a fost ok. Nu foarte greu, nu foarte ușoare. Te-au luat prin surprindere? Adică a fost ceva cu care să zicem că nu te-ai pregătit? Nu, nu neapărat, nu. Și ce notă ai aproximat după cât crezi tu că ai făcut? 9.60, 9.70, sper. Dacă n-am mai făcut nici greșeli stupide. Foarte bine. Ai vrea să continui în Spiru după ce dai examenul? Da, dacă intru, da. Vreau. Super, păi îți urez baftă la examene și mâine la simulările de la matematică. Și îți mulțumesc. Ne aflăm iar aici cu alte de pe care a susținut simularea la matematică. Bună, sunt Maria. Bună, Maria. Cum s-au făcut subiectele? Sincer, s-au făcut destul de ușoare. Ceea ce subiectul 1 subiectul 2 a fost destul de ușor. Subiectul 3, așa. Adică unele puteai să le rezolvi, altele au fost mai complicate. De exemplu, exercițiul 6, ultimul. Subiectul B, din ce am înțeles, m-a ajutat că din clasa noastră nu l-au făcut. Deci, cred că a fost doar lucrul de care l-au făcut, dar restul nu l-au făcut. Deci, se refere să subiectul care l-au făcut, dar de fapt, da. Exact. Adică, bine, eu am făcut restul în afară de aia, acum nu știu sigur dacă mi-am luat așa ceva, nu știu dacă e bine sau nu, dar acum să scale de simulare de anul ăsta a fost mai ușoară, să mai crede. Mai ușoară decât celelalte. Chiar mai ușor. Mi-am aproape pentru că a spus că nu ne dă foarte mult din materia pentru clasa 8-a. Adică am avut funcțiile, bine, nu sunt scrie, dar nu ne-am avut, ceea ce iarăși nu așa. Așa, n-am avut foarte mult, n-am avut prismă, n-am avut conginii, nici toate astea, n-am avut decât o geometrie plană și o piramidă. Deci. Și s-ar părut mai ușor simularea la română sau simularea la matematică? Acum depinde și la ce ești bun. Adică, de exemplu, pot să mă pronunț că dacă a fost mai ușor la română și la mate. Am depinde și de cunoștințele pe care le ai. De exemplu, la română mi s-a părut o dificultate medie, iar la mate mediu spre un pic mai greu. Asta.
Asta e părerea mea personală. Și ca în ce notă aproximezi că e? Da, nu, nu, nu mă pronunț, nu știu, sigur că trebuie să fie și de subiectul 2, că nu știu. Matematică. Da. Iar la mate cred că iau 9-11. Și crezi că examenul o să fie mai ușor? Nu o să fie mai ușor, pentru că o să avem și frunci, de și din tema ce trebuie pe scolare și pe piețe, adică o să ne dea chestii pe care nu au dat la sână. Deci nu o să fie mai ușor, 100%. Mai cât de greu o să fie, dar să vedem. Îți mulțumesc foarte mult, mulțumesc și eu, mult succes! Bună ziua! Suntem la Colegiul Național Spiru Hareț și tocmai avem aici un elev care a ieșit de la simularea de la limba și literatura română. Cum te numești? Ștefan. Și la ce profil ești? La Mate Info. Cum ți s-a părut simularea, subiectele? Destul de potrivite, n-au fost nici ușor, nici greu, dar cum ar zice cineva mai insistent decât mine, am picat pe subiect. Am scris 9 pagini, 5 pagini la subiectul al treilea, testament. Nu mi l-am scris pe al meu, am scris testamentul lui Arghezi. A fost foarte bine. Până acum am început în forță și săptămâna și șirul de simulări. Să rămână! Așa. Ai vreo notă la care, pe care o aproximezi? N-aș vrea să setez o limită prea înaltă. În caz că nu o depășesc, să nu fie... să nu mă dezamăgesc și demoralizez, nici pe așa ca după să nu... Hai să zicem un 9. Hai, 9.30, cel puțin. E foarte bine. E bine, e foarte bine. 9.30. 9.30, fii atent. Păi, noi îți mulțumim foarte mult și baftă în continuare și la următoare. Suntem aici cu Amalia, care a ieșit și ea de la simularea de la limba și literatura română și aș vrea să o întreb cum mi s-a părut. Subiectul mi s-a părut relativ ușor, în afară de subiectul 1B, care a avut o temă puțin mai greu de abordat. Nu se aștepta nimeni la liric. Deci tot Instagram-ul spunea că o să pice Enigma sau Harapal, nu mă așteptam la liric. Dar a fost o surpriză plăcută, adică o poezie tot timpul binevenită la BAC. Da. Păi ne bucurăm pentru tine și te așteptăm și în zilele următoare, da, și îți urăm baftă. Mulțumesc. Bună, cum te numești? Bună, Raluca. La ce profil ești? Mate Info. Și la ce ai dat astăzi simularea? La Info. Și cum ți s-a părut? Au fost subiecte destul de abordabile, adică chiar mi s-a părut ok, am terminat destul de repede. În comparație cu celelalte simulări, cum a fost? Info mult mai ușor decât Mate, clar. Și la română eu sunt unii dintre cei care au zis fălticene, așa că... Înțelegi. Ok. Și dacă ai vrea să ne împărtășești cam o notă aproximativă pe care o crezi? Eu sper la toate peste 8. Din câte mi-am calculat cel puțin la română și mate, cred că ajung. Și la info să vedem baremul. Am înțeles. Păi mult succes în continuare și mulțumim pentru timp. Suntem în fața Colegiului Național Spiru Haret cu... Ivan Daria. Gabi Stanciu. Și Gheorghe Răzvan. Și Sebi Huțanu. Și aș vrea să întreb cum li s-a părut bacalaureatul la simularea de bacalaureat la matematică. Eu sunt la științele naturii, a fost ok. Eu sunt la Mate Info și pot să zic că nu a fost deloc ok, chiar deloc ok. Tot la Mate Info sunt și au fost foarte greu și foarte multe subiecte, n-am avut în primul rând timp să le fac pe toate. Exact, da. Pe lângă faptul că erau și foarte, foarte grele, adică n-am mai să văzut așa ceva. Să bănuiesc că au fost subiecte care v-au luat puțin prin surprindere? Sau... Da, chiar n-am luat prin surprindere unele dintre, mai ales da. Ceurile de la da. Subiectul ceurile 2 au fost, și 3. Da, nu știu, nu prea au fost ușor de făcut în comparație cu modelele de... simulări pe care le-am făcut eu, dar asta e... Aveți vreo notă pe care o aproximați sau preferați să... Între 5 și 7, nu știu. Cred că 8, 7, 58. Și voi? Eu sper la 10. 9. Foarte bine. Da. Păi vă urez baftă și la cealaltă probă și vă mulțumesc. Mulțumim frumos. Bună, cum te numești? Bună, mă numesc Cristian Luca. Așa. De la ce profil ești? Sunt de la Mate Info. Și cum ți s-a părut simularea la română?
Nu mi s-a părut cele mai grele subiecte, însă probabil tot am reușit să greșesc la subiectul întâi, pentru că a fost o întrebare capcană. Chiar dacă subiectele par ușoare la prima vedere, toată lumea ar trebui să aibă grijă, pentru că pot apărea capcane. Pe lângă asta am realizat faptul că scriu destul de încet și că nu aș reuși să mă încadrez în timp. Pe lângă faptul că a picat o operă pe care nu am învățat-o absolut deloc și am lăsat spațiu acolo, pot spune că am ieșit din sală când mai erau 40 de minute. Deci în condiții normale, dacă aș fi știut opera, aș fi avut doar 40 de minute să scriu la subiectul 3, ceea ce mi se pare extrem de puțin. Și pe lângă asta, nu este același spor care este acasă, este cu totul și cu totul alt univers, altă viziune, super greu, parcă dintr-o dată scriu extrem de urât, nu mai sunt același eu, stau jumătate de oră, nu mai să înțeleg răspunsul la o întrebare simplă și așa mai departe. Da, stresul și toate astea se adună una peste alta. Da. Deci, da. Și cam ce notă crezi că o să iei, dacă vrei să ne împărtășești? Păi, pot spune că nota mea începe de la 7, pentru că n-am scris nimic la subiectul 3, deci dacă reușesc să iau nota 7, probabil este nota, practic este nota 10, ca să zic așa. Dar acum ce am vorbit cu colegii și cred că am greșit la întrebarea de la subiectul 1, întrebarea 3, din ce oraș era, bla bla bla, și foarte mulți au dat Fălticeni, numai că unii spun că ar fi de fapt Iași. Și acum apare întrebarea, care are dreptate. Așteptăm baremul. Așteptăm baremul cu foarte mult entuziasm și sunt foarte curios dacă încă o dată m-am înșelat eu, ceea ce e foarte probabil, sau dacă măcar o dată în viața asta am avut și o dreptate. Eu zic că era Fălticeni, toată lumea spune că era de la Iași, pare să fie de la Iași, deci probabil nota mea începe deja de la 6.50 sau cât valorează un exercițiu de la subiectul 1, cred că 6 puncte, deci 6.40, pe lângă faptul că o să-mi scadă la compunerea argumentativă și la rolul didascalilor de la subiectul al doilea, deci ce pot să zic? Măcar să fiu în normele de a lua bacul, ca să zic așa. Da, bine, mulțumim pentru timpul acordat. Suntem tot la simularea de la limba și literatura română și avem aici... Bună, Ștefan. Care a ieșit de la simulare. La ce profil ești? Mateinfo. Și cum ți s-au părut subiectele? Mai mi s-a părut destul de lejer, adică nu a fost ceva ce n-am știut. Și la subiectul 1 mi s-a părut destul de decent. Decât textul argumentativ, poate primul argument din text mi s-a părut un pic tras de păr, dar în rest a fost ok. Subiectul 1B. Ok, mulțumesc. Da, și cam atât. M-am descurcat, l-am scris pe tot în 2 ore jumate, cred. Deci a fost decent, să zic. Am văzut multă lume că ieșea la o oră jumătate, că nu prea o știu. Dar nu știu ce au scris, nu știu dacă m-am scris ceva, unii n-au făcut nici subiectul 3, că nu l-au învățat. Și cam atât. Noi îți mulțumim și baftă în continuare la următoarele probe. Bună, cum te cheamă? Irina. Și de la ce profil ești? Științele naturii. Deci ai dat bacul la matematică? Da. Și cum ți s-a părut? Sincer, a fost puțin greuț, nu mă așteptam la nivelul ăsta de dificultate, dar eu zic că m-am descurcat și chiar cred că a fost ok. Și ai putea să aproximezi și o notă dacă vrei să ne împărtășești? Să fiu sinceră, nu prea am calculat, nici n-am avut timp de calcule, dar aș aproxima la un 8-8.50, cam... Asta era nota la care mă și așteptam, având în vedere că este simulare. Am înțeles. Păi, multă baftă în continuare și mulțumim pentru timpul acordat. Mulțumesc! Suntem în a doua zi de simulări ale bacalaureatului și suntem aici cu... Moldovan Alexandru. Pe care aș vrea să-l întreb întâi și întâi la ce profil este. Sunt la Mate Info, clasa 12B. Deci ai dat bacul la Mate. La Mate. Cum ți s-au părut subiectele? N-au fost atât de grele. Se puteau face. În schimb, au fost vreo 500 puncte, să zic, pentru mine cel puțin, grele. Și aproximez vreo notă? O notă minim 7. Să zic așa. Păi îți urăm baftă și la următoarea probă și îți mulțumim. Bine, mersi frumos. Hai, avem aici pe... Vlad. Și... Toma. Pe care aș vrea să-i întreb cum li s-a părut. Păi, eu m-am bucurat super mult că a picat barbul la uman, pentru că e cam singura pe care chiar am învățat-o super bine și am avut foarte mult noroc și am scris foarte mult și sunt super fericit și optimist. Mă bucur.
Și tu? Mie nu mi-a plăcut că a picat barbă, e singura pe care nu prea am recapitulat-o, nu prea am învățat-o. Exercițiile mi s-au părut destul de ușoare și a fost ok. Aproximați vreo notă? Nu știu, nu vreau să-mi fac speranțe false. Așa că aștept să văd ce cred corectorii. Ok. Păi dacă o să înceapă nota de la 7, probabil o să am 6.20, 6.30, ceva de genul. Păi, noi vă urăm succes și la următoarele probe și vă mulțumim. Bună, suntem din nou aici cu o elevă care a dat simularea de bacalaureat la istorie și aș vrea să o întreb în primul și în primul rând cum te numești. Mă numesc Gheorghe Andrada. Și cum ți s-au părut subiectele? Mi s-au părut subiecte de dificultate medie. Am putut să le parcurg pe toate și să răspund la toate cerințele și chiar a fost un subiect echilibrat. A fost ceva care să te surprindă printre acestea? Nu, chiar nu. Aproximezi vreo notă? Sau... Nu pot să aproximez o notă, okay. Pentru că depinde de redactarea pe care am făcut-o și de cât de detaliate sunt prezentările. Și rămâne la latitudinea profesorului să decidă. Da, păi noi îți mulțumim și îți urăm baftă și la următoarea probă. Și mulțumesc! Bună, cum te numești? Bună, Alice! Și la ce profil ești? La filologie. Cum, la ce dată asta simularea? La economie. Și cum ți s-a părut? Destul de ok, n-am făcut un grafic pentru că nu l-am făcut la meditații și probabil am mai ieșit la niște grile, dar poate iau peste 8. Și în comparație cu celelalte simulări? La română a fost cel mai bine, istorie la fel nu cred că am greșit foarte mult, deci probabil greșit la economie cel mai prost. Am înțeles, dacă... Am și dacă ai vrea să ne împărtășești o notă aproximativă... Per total sau numai la economie? Cum vrei. La economie, cred că între 8 și 8.50, română, cred că 10, istorie, 9, nu știu, ceva pe acolo. Bine, mulțumim mult și mult succes în continuare. Bună, cum te numești? Mă numesc Ioana Lizac. La ce clasă ești? La 12G, la științe sociale. Și la ce dat astăzi bacul? La logică, la logică, argumentare și comunicare. Foarte frumos. Și cum ți s-a părut? Mi s-a părut foarte ușor, chiar a fost accesibil. Și dacă ai vrea să împărtășești cu noi o notă aproximativă? Eu sper că 10 acum am făcut, dar o să zic un 9 ca să nu, ca să fiu modestă. Am înțeles. Și așa, în comparație cu celelalte două simulări, cum ți s-a părut? La istorie a fost foarte simplu, dar la română mi se pare că ne-a pus pe toți în dificultate, dar acum vom vedea. Iași sau Fălticeni? Eu știu că e Iași, dar am pus Fălticeni. Dar da, bine, Iași. Multă baftă în continuare și mulțumim pentru timp.